Salut și bine te-am regăsit! După 2 luni de utilizare zilnică a lui Google Pixel 6 Pro, în care l-am pus serios la treabă, căci a fost daily driverul meu, a venit momentul adevărului. Cât de competitiv este acesta pe piața smartphone-urilor high-end, căci prețul lui în zona aceasta îl poziționează. Am primit multe întrebări legate de el. Mulți sunteți curioși dacă merită cei 5600 de lei, căci acesta este prețul de pornire pe la noi, dacă într-adevăr acesta este telefonul cu cea mai bună cameră la momentul actual, dacă procesorul proprietar Tensor este ceea ce trebuie. Practic, mulți vreți să aflați dacă Google Pixel 6 Pro este telefonul care revoluționează piața terminalelor cu Android. Dacă ați văzut clipurile anterioare postate de noi pentru Pixel 6 Pro, ați aflat că sunt o mare fană a acestor telefoane. Deja sunt la a treia generație pe care o dețin, iar astăzi urmează să vă spun ce experiență oferă acest telefon utilizatorului, ce-mi place la vârful de gamă al celor de la Google și ce nu. Și începem cu designul, pe care fie îl îndrăgești, fie îți displace total. Și asta pentru că este cu totul altceva față de ceea ce vedem la majoritatea telefoanelor. Dacă până la seria aceasta Google nu a dat dovadă de un simț estetic dezvoltat pentru telefoane, ei bine, la seria 6 producătorul face un salt important, căci vedem un aranjament nou al camerelor cu un design curat și atractiv în 2 nuanțe. Îl recunoști cu ușurință, se diferențiază de celelalte modele din piață și de data aceasta chiar le-a ieșit. Căci, după părerea mea, telefonul este chiar frumușel. Într-adevăr, este un telefon alunecos. De asta i-am pus folie și husă din prima clipă. Marea mea temere a fost legată de ansamblul de camere, care este ieșit foarte mult în relief. În cazul unui accident, ar fi fost primul element avariat. Dar am găsit o soluție salvatoare, ca să zic așa. Folie pentru ansamblul de camere și o husă care îmbracă telefonul inclusiv pe marginea acestui ansamblu. Mi-ar fi plăcut să găsesc mai multe opțiuni pentru huse, mai multe culori, cel puțin în urmă cu 2 luni nu prea aveam multe variante la magazinele locale. Acum am văzut că s-a mai diversificat oferta, dat fiind că și telefonul a fost listat în oferta câtorva magazine din țară. Așadar, l-am protejat destul de bine. Ba chiar am avut și vreo 2 accidente și telefonul n-a pățit nimic. Este un telefon greuț, solid și destul de gros, mai gros decât alte telefoane high-end care mi-au trecut prin mână. Dar având ecranul rotunjit pe margini, oferă un grip bunicel și maschează cumva grosimea de 8,9 mm. Ecranul de 6,71 inch este un AMOLED superb care se întinde până aproape de marginile telefonului, oferind o plăcută experiență de vizualizare a conținutului redat. Display-ul redă bine culorile, este suficient de luminos pentru gustul meu. Contrastul este bun. Suportă HDR10+, rata de refresh este adaptabilă între 60 și 120 de Hz. Din Developer Options am activat o funcție care să-mi indice în timp real rata de refresh și din ce am observat în YouTube, Netflix sau atunci când nu interacționez cu ecranul, conținutul este redat la 60 de Hz, iar în rest rămâne la 120 de Hz. Problema apare atunci când tastezi și constați că de fapt ecranul sună gol, dând impresia de plastic cheap. A, și era să uit, cititorul de amprentă. Când funcționează, când nu. N-ar fi o problemă că nu este la fel de rapid cum am întâlnit la OnePlus, de exemplu. Dar în anumite momente poate deveni enervantă treaba asta. Când ești pe fugă și ai de răspuns rapid la un mesaj sau trebuie să apelezi și îți dorești ca totul să funcționeze natural, te împiedici de cititorul de amprentă, care uneori pare total ineficient. Da, nu e un senzor ultrasonic cum au telefoanele Samsung, dar totuși, aveam ceva mai multe pretenții. Din ce am înțeles, Google ar lucra la un update care să rezolve acest neajuns, dar rămâne de văzut cât de mult poate îmbunătăți aspectul acesta. Amplasarea butoanelor pe partea dreaptă nu este cea mai fericită, căci poziția lor este inversată față de ceea ce vedem la majoritatea telefoanelor. Ai la îndemână butoanele pentru volum, iar deasupra butonul power. Încă mi se mai întâmplă să le mai încurc atunci când mă grăbesc și asta pentru că mi se pare mult mai firesc ca butonul power să fie la îndemână, mai aproape de jumătatea telefonului. Dar să trecem la partea cea mai importantă și anume camera, căci asta ne interesează pe toți. Recunosc,
Acesta a fost motivul principal pentru care am și achiziționat acest telefon. De la bun început, Google s-a poziționat acolo în top ca fiind un etalon la acest capitol. Ba mai mult, ani la rând a reușit să țină piept concurenței care se lăuda cu senzori de 10 de megapixeli cu al lui senzor de 12 megapixeli, dând dovada că de fapt magia se produce din soft. Dar timpul a trecut, tehnologia a avansat, concurența a devenit mai acerbă, iar Google a înțeles că dacă își dorește să rămână relevant în acest segment de piață, trebuie să facă o schimbare. Așadar, anul acesta primim un ansamblu alcătuit din 3 senzori. Unul principal de 50 de megapixeli, cu 4 pixeli care se combină într-unul, deci ajungem tot la fotografii de 12 megapixeli, doar că acum sunt mai detaliate. Mai avem un senzor ultra-wide de 12 megapixeli, care mi-aș fi dorit să ofere o perspectivă mai largă și în plus, față de Google Pixel 6, mai apare un senzor telefoto de 48 megapixeli. Pe partea de fotografie, în continuare, Google face o treabă extraordinară, căci Pixel 6 Pro reușește cadre excelente. Culorile sunt bune, nu se exagerează cu saturația, fotografiile sunt pline de detalii. E adevărat, Google procesează fotografiile în fundal pentru ca rezultatele să iasă atât de bine. Ba chiar aș putea spune că în multe situații mi-a trecut orice așteptări. Portretele sunt impresionante, separarea subiectului de fundal se face foarte bine. Iar când vine vorba de a fotografia subiecte în mișcare, Pixel 6 Pro se descurcă extraordinar. Cu copiii și animalele, puține telefoane reușesc să facă o treabă bună, însă Pixel 6 Pro trece cu brio acest test, după părerea mea. Și dacă în condiții optime de luminozitate cam toate telefoanele se descurcă bine, ei bine, nici în condiții slabe de luminozitate, Pixel 6 Pro nu dezamăgește. Ba chiar se descurcă grozav, că își reușește să redea destul de multe detalii cu Night Mode activat. Voi veni în curând și cu materiale comparative între Pixel 6 Pro și celelalte vârfuri de gamă ale momentului pentru a vă face o idee cât mai exactă despre calitățile acestui Pixel 6 Pro, așa că abonați-vă pentru a nu rata clipurile acestea. Dacă pe partea de fotografie să zicem că în 8 situații din 10 rezultatele sunt extraordinare, zic să vorbim puțin și despre cum filmează Pixel 6 Pro. În ceea ce privește filmarea, situația nu stă chiar la fel de bine. Cam mult zgomot de fundal, în special la filmările în condiții slabe de luminozitate. Îmi place că poți trece de pe senzorul standard, pe cel ultra-wide, în timp ce filmezi, însă ce mi-ar fi plăcut este ca această trecere să fi fost ceva mai naturală. La partea cu inteligența artificială, Google știe cum să profite de ea. Funcția Magic Eraser, cu ajutorul căreia ștergi obiecte din cadru, am mai văzut-o și pe alte telefoane. Însă aici este extrem de precisă. Știe cum să umple golurile lăsate în urma ștergerii anumitor obiecte, ceea ce mie mi se pare wow. O altă schimbare importantă de anul acesta a fost la partea hardware, unde Google a făcut trecerea la un procesor dezvoltat in-house, noul Tensor. Un octa-core cu două nuclee Cortex A1, realizat în parteneriat cu Samsung. Procesorul acesta are rolul de a îmbunătăți performanțele camerei, astfel încât să obții fotografiile acelea superbe. Totodată ajută telefoanele să fie mai rapide, mai sigure, totul funcționează cu o precizie mai mare. Dar nu este totul perfect, căci în ceea ce privește puterea acestui procesor, se pare că noul Tensor AI ar fi cam la nivelul unui Snapdragon 865. Ce am observat eu este că telefonul se cam încinge când îl pui ceva mai mult la treabă, cum ar fi un apel video de câteva minute sau după vreo 6-7 minute de filmare în 4K. Așadar, Google mai are de lucru pentru ca acest procesor să devină unul de top, însă începutul este promițător. Pixel 6 Pro vine cu Android 12 la bord. În general, lucrurile funcționează ok. Customizarea inteligentă este interesantă, culorile interfeței se schimbă în funcție de wallpaper, Google Pay îți apare în meniul de control și poți adăuga câte carduri îți dorești pentru plata cu telefonul. E adevărat, mai sunt și ceva bug-uri enervante, se mai întâmplă să se și blocheze anumite aplicații, dar cred că aceste neajunsuri se vor rezolva printr-un update. Autonomie. Pixel 6 Pro vine cu o baterie de 5.000 mAh, care asigură o autonomie generoasă, peste 7 ore de ecran pornit.
În general, eu închei ziua cu 20-30% baterie, în funcție de cât de mult am folosit telefonul în ziua respectivă. Încărcarea se face la maxim 30W, doar că nu primești încărcătorul în cutie. Pixel 6 Pro se încarcă și wireless la 23W și totodată include și funcția de reverse wireless charging pentru a-ți încărca la nevoie și alte device-uri. Pentru o autonomie mai bună, poți activa modul de economisire a bateriei, ce va face ca refresh rate-ul să rămână la 60 de Hz. Așadar, de anul acesta, Google își realizează in-house și partea de soft și partea hardware. Iar începutul este promițător, dar mai au ceva de lucru la noul procesor pentru a-l duce acolo în top. Camera oferă rezultate spectaculoase pe partea de fotografie. Nu chiar aceeași experiență o ai și la capitolul video. Din punctul meu de vedere, Pixel 6 Pro este un telefon reușit. Nu este un telefon pentru utilizatorii super pretențioși care taxează fiecare chichiță, în schimb, pentru un utilizator obișnuit care își dorește un telefon cu care să realizeze fotografii spectaculoase, este ceea ce trebuie. Iar aici mă gândesc, de exemplu, la creatorii de conținut. Eu una realizez multe fotografii de produs. Nu de fiecare dată am camera cu mine, dar cu acest Pixel 6 Pro, eu zic că am scos niște fotografii reușite. În perioada următoare o să fac și niște teste comparative, așa cum vă spuneam ceva mai devreme, cu alte telefoane de top, ca să vă faceți o idee despre camera acestui Pixel 6 Pro. Dacă sunteți interesați să le vedeți, abonați-vă și apăsați și clopoțelul de notificări ca să nu ratați materialele. Sper că v-a fost util acest clip legat de experiența mea cu Google Pixel 6 Pro. Apreciez un like, un share și până data viitoare, numai bine!